militară? Și de ce spitalul militar? Păi, medicina militară, că mi s-a părut un factor ajutător ca să obții o independență și o stabilitate precoce. Eu, în mod particular, m-am chinuit foarte mult să ajung anestezist. Am dat de 5 ori rezidențiatul, dar cred că asta e poate singura mea calitate, perseverența, încăpățânarea, cum să zic. Și spitalul militar, pentru că am avut șansa de a cunoaște oameni care m-au apreciat pentru ceea ce am devenit, ca rezident și ulterior ca specialist, și au avut capacitatea și bunăvoința să mă ajute să rămân aici. Pentru mine este onoare, pentru că, până la urmă, este spitalul etalon al Ministerului Apărării. Și atunci, eu, ca și cetățean român, și aici vreau să subliniez un fapt, patriot, în ziua de azi, român, înseamnă să rămâi în România. Și cu asta am terminat discuția, deci nu există altceva. Așa că despre asta este vorba până la urmă. Mă simt mândru, să spun așa, că am ajuns într-o instituție care este maximul unde puteam ajunge ca și medic militar. Sigur că pentru a avea poate un profil material mai, cum să spun eu, binecuvântat, erau poate alte locuri mai potrivite în armata română, dar și cu muncă mult mai puțină. Dar cred că mai trebuie să fim și din ăștia care să încercăm să ducem mai departe onoarea de a fi medic militar. Altminteri, dacă devenim toți niște mercantili și urmărim doar avantajele imediate, vom eșua, ca neam. Kennedy spunea că nu-ți punem niciodată întrebarea ce face țara pentru tine, ci ce faci tu pentru țară. Acum, în anul ăsta, care ar fi răspunsul lui Vladimir Zahiu, medicul, omul, tatăl? Ce face el pentru România? Pentru că este un moment în care el face ceva pentru România. În primul rând vreau să subliniez că eu, ca persoană, nu reprezint nimic. Sunt partea unui corp de medici care ne ocupăm de situația asta tensionată, în speță militari, dar alături de colegii civili care și ei trec prin momente cumplite. Și în același timp pot să apreciez clar că dacă poate considerai înainte ca soț, părinte, bărbat, aveai slăbiciuni în relațiile amintite, acum ești în pragul unui eșec. Dar consider că, și repet, este o meserie de onoare și este un gest de onoare a-ți onora haina și ceea ce înaintașii, cum l-avem aici pe Carol Davila, ne-au lăsat ca moștenire. Poate par cuvinte goale, e foarte posibil mulți să le aprecieze ca atare, dar uite, mai suntem și de ăștia care credem așa și eu sunt unul dintre aceia. Dacă ar fi să iei de la capăt, ai alege același drum? E foarte greu să răspund. Pot să spun doar atât. Copilor mei le-aș recomanda medicina militară. Pentru că, indiferent unde și cum ai ajunge, poți să fii foarte bun în locul acela. Eu am ales această cale care cred că este poate cea mai călită a terapiei intensive. Dar un caracter tare cred că nu se poate clădi decât în fața unor provocări. Și slavă Domnului, 2019-2020 am avut destule care să zic că m-au întărit ca individ și în același timp, repet, poate au slăbit celelalte verigi ale lanțului personal. Dar cred că e foarte greu să găsești un compromis ideal. Depinde de fiecare. Ce ți-ai dori pentru România de mâine, România copiilor tăi? Doamne, câte mi-aș dori! Dacă aș ști cât de multe mi-aș dori. Sunt unul dintre acei oameni la care despre care se poate spune că sunt ori imbecili, ori patrioți, în sensul amintit înainte, dar care își dorește, ca și copiii lui, să rămână în țara asta și să fie alături, eu să fiu alături de ei și să putem să ne bucurăm de acest minunat tărâm. Pentru că, până la urmă, vreau să vă spun, suntem într-un colț de rai de care, dacă mă întrebați pe mine, ne batem joc. Foarte mulți dintre noi. Sunt atât de multe de făcut. Sunt atât de multe lucruri, nici măcar la început. Poate știți cum este, că cu o clădire e mai greu să o reclădești, să o refaci, să o renovezi, decât să o iei de la zero. Și tare mi-e că, de fapt, copiii noștri vor avea marea provocare de a pleca în renovarea, refacerea acestei țări. Sper să nu le lasă o moștenire prea grea și din punctul meu de vedere, ceea ce încerc măcar este să-mi las un loc de bună ziua în calea asta onorabilă a existenței mele ca medic militar.